sau sesizările, mai scrie ministrul de Finanțe. Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, susține că este îngrijorătoare ceea ce el numește voioșia cu care se împrumută Ministerul de Finanțe, dar mai ales faptul că aceste împrumuturi făcute de stat vor determina băncile să dea bani mai puțini tinerilor antreprenori. El se întreabă într-o postare pe Facebook de ce bancherul și-ar mai bate capul cu analiza unor proiecte de afaceri ale unor persoane private când are la îndemână posibilitatea de a-și plasa banii cu dobânzi generoase în brațele largi ale statului român, fără muncă și fără riscuri. În opinia fostului premier, efectul pe termen mediu al drenării de către Ministerul de Finanțe a resurselor băncilor românești va fi oprirea proiectelor de dezvoltare, diminuarea creșterii economice, pierderea de locuri de muncă sau stoparea creșterilor de salarii în mediul privat. Premierul irachian Adel Abdul Mahdi a condamnat astăzi uciderea generalului iranian Qasem Soleimani și a comandantului Kataib Hezbollah și a afirmat că atacul asupra celor doi va aprinde flacăra unui război distructiv în Irak, în regiune și în lume.